Muzica oferă un suflet universului, aripi, minții, zbori, imaginației și viață oricui, spunea Platon, și este adevărat că vocea fiecărei persoane are caracteristici unice, care merită să fie descoperite, explorate și dezvoltate. Cursurile de canto oferă posibilitatea de dezvoltare a auzului muzical, simțului ritmic, expresivitatea timbrală și ambitusul vocal. Profesorii de canto din cadrul Școlii de Arte Teodor Burada personalizează metodele de predare în funcție de nevoile și de obiectivele fiecărui elev, insistându-se pe modelarea aptitudinilor vocale individualizate și a sensibilității artistice. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să vorbim despre ce abilități și cunoștințe muzicale pot dobândi cursanții Școlii de Arte din cadrul Centrului Cultural Teodor Burada. Alături de mine, în platoul echidistant, a venit Vadim Iftime, șeful Catedrei de Canto și Instrumente. Bun găsit! Bine ați venit în platoul echidistant! Salut, mâna! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! De ce canto? La ce ajută un curs de canto pe cineva interesat de acest subiect? Eu răspuns, este o întrebare foarte, foarte bună, pentru că toți elevii sau copiii care vin în clasă, de la primul curs, iau microfonul și vor să cânte. Și le spun, dar tu știi să cânti? Da, știu să cânt pentru că am învățat piesa sau mă la televizor, sunt fan diversi artiști. Și știu piesa, am învățat-o, ascult la radio. Zic, bun, dar mai ai și alte activități? Și mai spun, dans, nu știu. Dar când te-ai dus la dans, ai dansat din prima? Nu ai învățat să faci niște pași, niște anumite mișcări pe o anumită muzică? Ba da, și zic, exact așa și la canto. Vocea umană este considerată și este primul instrument muzical. Corect. Este un instrument unic, un instrument vibrant și este un instrument muzical viu. Așa cum la toate celelalte instrumente muzicale trebuie o practică, să învățăm, să deprindem o tehnică, așa și cursul de canto asta ne învață, tehnică vocală. Abia după ce ne însușim o tehnică vocală, mergem mai departe și produsul finit este interpretarea cu care venim în fața publicului sau a celor care ne ascultă. Ce înseamnă tehnică vocală? Învățăm o respirație corectă, o emisie corectă, o rezonanță unde să trimite sunetul să rezoneze corect, să se amplifice corect, pentru a nu ne chinui atunci când cântăm, spunea un profesor de canto italian, si canta come si parla, adică noi cântăm așa cum vorbim, exact. Totul natural. Dacă de la ora de canto sau după ce cânt 10 minute, un sfert de oră, o anumită perioadă de timp rezonabilă, mă doare gâtul sau anumite probleme de ordin medical, e clar că n-am fac făcut ceva, bine, ceva greșit. În momentul în care, da. Și noi asta trebuie să învățăm, să învățăm pe elevi, pe cursanți la cursul de canto, să folosească acest instrument numit, muzical numit vocea umană, cât mai corect și să descopere toate calitățile pe care le are, câteodată chiar surprinzătoare pentru ei înșiși. Cum ne dăm seama că suntem înzestrați natural, talentați, cu o voce deosebită pe care trebuie să o dezvoltăm în timp, frecventând aceste cursuri de canto, de exemplu? Da. Ne spune cineva că avem voce sau ne dăm noi singuri seama evaluare, sună bine așa în baie atunci da, când cântăm? Se întâmplă și asta. La fel, când vin la examene, mamă, fata mea, copilul meu, zic de părinți, cântă toată ziua în baie, e cel puțin Celine Dion. La evaluare, o evaluare corectă se face în timp. Bineînțeles, noi la admitere avem testare de bază, simți ritmic și auzi muzical. Dar în timp faci o evaluare completă și corectă a cursantului în funcție de evoluția lui, în funcție de implicarea pe care o are și, bineînțeles, aplicând tehnica pe care o lucrezi pe piese, atunci auzi și îți dai seama de anumite calități. Că și repertoriul pe care îl abordez în funcție de posibilitățile elevului la început și apoi cu cât evoluează și elevul ca tehnică, evoluează și repertoriul. Și așa descoperi și cât de talentat este. Doar așa a descoperit. Talentul, la fel, prin muncă îl descoperi. Talentul se educă. Bineînțeles, se educă. Poate să fie la început, dar poate să fie talente, cum să zic eu, care ies din prima în evidență. Ies din evidență, da? Sau, sunt copii și cunosc și persoane chiar publice care nu neapărat au studiat muzica sau cantul aprofundat,
dar... Au fost înzestrați cu un talent, înțeles, dar astfel fost... că nu am mai nevoie să studieze exact. Dar la ei deja discutăm despre altceva. Dar în general, ținând cum că este de masă, în general așa ne dăm seama, doar în timp și muncim și vedem cât de talentați suntem cu adevărat. Cum se adresează aceste cursuri? Cărui tip de copii? Pentru că vorbim despre copii la început și către ce vârstă maxim putem să atingem aceste cursuri? Da, eu spun așa, în general, că zic, când mă refer la elevii mei, spun copii pentru că sunt învățat cu să fie cursanții, să fie copii, dar de exemplu chiar și anul acesta am elevi de la 7 până la 40 plus ani. Am doi adulți mai mari ca și vârsta decât mine. Deci cursul se adresează oricui își dorește sau oricui este talentat? Oricui își dorește în prima oară. În primul rând, dacă degeaba poți să fii talentat, dar dacă nu-ți dorești sau nu vrei să studiezi sau, sau te supraestimezi, pierzi foarte mult. Nu, în primul rând, cine își dorește, dacă ți-ai dorit, muncești și ajungi, atingi un nivel pe care nici nu te gândeai că poți să-l atingi. Dar, în primul rând, se adresează cui își dorește și apoi, în timp, lucrând, se selectează, fiecare își dă seama cât poate și unde vrea să ajungă. Și dacă poate să ajungă unde... și-a impus de la început. Deci de la ce vârstă? Ducem copiii la canto? Da, aș recomanda vârsta de 6 ani ca să putem să avem și un dialog referitor la teoria tehnicii vocale. Vorbim de diafragmă, vorbim de respirație, vorbim de, ați spus chiar dumneavoastră în prezentare, ambitus. Sunt niște termeni pe care nu îi întâlnim în limbajul comun și de aceea să înțeleagă cât de cât despre ce vorbim. Eu aș recomanda 6 ani, dar bineînțeles că dacă sunt excepții, că vorbeam de talente native și care ies în evidență, chiar și de la 5 ani, dacă instructorul atunci la testare își consideră că poate și să aibă o colaborare bună și din punct de vedere profesional și să evolueze corect și să facă pașii pe care trebuie să-i facă pentru a ajunge la un nivel cât mai înalt, ca așa ne dorim cu toții. Ați fost pus vreodată în situația să refuzați vreun cursant indiferent de vârstă? Tocmai pentru că este, de exemplu, afon sau nu are nicio legătură cu muzica. Deci, da, singurii cursanți care sunt, îi număr pe degete, sunt de 9 ani în școală, care au fost refuzați. Au mulți fost pentru moment respinși până la o introspecție a lor. Chiar și anul trecut, pur și simplu erau aduși, au fost aduși cu forța de părinți, chiar îmi spuneau băiețel, a fost adus la pian și mi-a spus mămica afară, înainte să intrăm în testare, vă frumos, nu vă luați după el că l-am adus noi, că nu e adevărat. Iar când am vrut să dăm testarea, să cântăm niște sunete să reproducă, ne-a spus, domnule, nu vreau. Și dacă nu a avut, a fost, bineînțeles că ești respins, pentru că tu o să vină la oră și automat și profesorul va fi pus într-o imposibilitate de a lucra și va frusta și pe profesor și pe elevi, părinții sunt nemulțumiți și nu câștig absolut nimeni nimic. Dar stric pe motivul că aveau probleme de auz sau de simț ritmic, nu am refuzat, pentru că știm sigur că se poate se poate educa și dezvolta și poți să ai niște rezultate de care într-un an, doi, tu ca profesor, pe lângă elev, dar ești mândru că știi cum era și e o provocare foarte mare și foarte frumoasă pentru tine și este împlinirea mult mai mare atunci când lucrezi cu un elev, un cursant, care nu excela la început, nu ieșea în evidență sau poate chiar se strâmba din nas la examen. Și când vezi, știi unde ajungi cu el, cânti niște piese pe care te gândeai că înainte n-aveai nicio șansă, atunci este mulțumirea mult mai mare decât unul care, la un cursant care știi, mamă, cât de talentat este. Atunci când vorbim despre o persoană talentată, fie că este vorba despre un copil sau un adult și care își dorește să-și dezvolte calitățile vocale, spuneați mai devreme că este nevoie de foarte mult studiu, de implicare personală, să studiezi și acasă, pentru că nu este suficient într-o oră pe săptămână să-ți dezvolți vocea suficient de bine cât să ajungi la performanțe înalte. Cât este nevoie să studiezi acasă? Cât timp pe zi? Nu știu, ca să ne facem așa o idee.
Primul rând este importantă calitatea și nu cantitatea studiului, pentru că poate să studieze 2, 3, 4 ore pe zi, zic, așa exagerez, ca timp, dar să o facă din punct de vedere tehnic greșit. Și dacă o face din punct de vedere tehnic greșit, clar că nu face bine. Deci, în primul rând, trebuie să lucreze corect, trebuie să asculte și să înțeleagă și să întrebe la oră foarte bine. Dacă nu înțelege ceva, să întrebe și să încerce să înțeleagă și abia după ce a înțeles să se apuce să studieze acasă. Eu aș recomanda, nu știu, cât îi face plăcere să studieze numai când se simte, când să-și dorească să studieze, să nu o facă pentru că trebuie să studieze, că dacă o face nu este implicat acolo, că mai am copilaș, elev, ai studiat? Da, am cântat piesa în timp ce îmi făceam temele. Foarte mulțumesc că ai cântat în timp ce făceai temele, dar asta o doar înveți pe din afară și nu ești acolo, n-ai cum să fii atent dacă faci bine ceea ce faci. Studiul trebuie să fie, hai să zic, 3-4 zile pe săptămână, aș spune și o oră, două pe zi, dar tot timpul să fie implicarea maximă. Mai bine studiezi jumătate de oră cu implicare maximă decât 3-4 și făcând cu tot, sau fiind cu gândul cu totul altă parte decât la ceea ce trebuie să faci cu adevărat. Este clar că orice tip de curs și de studiu îți aduce niște beneficii și aș fi curioasă ce fel de beneficii aduce un curs de canto unui copil sau poate chiar și unui adult. Ce stimulează, ce aptitudini îți dezvoltă? Pentru că este clar, stima de sine este dezvoltată atunci când te afli în fața unui public și ajungi să cânți. Este clar că îți dezvolți această stima de sine. Da, da, ce altceva se mai dezvoltă? Că tot a spus, în primul rând, stima și încrederea în tine. Că știi că știi de unde ai pornit și vezi unde poți să ajungi. Îți dai seama că tu chiar poți să faci lucruri. Când ne referim la canto, dacă ai putut să evoluezi de la piesa respectivă pe care înainte nu puteai să o cânti sau o piesă simpluță până la un anumit nivel, îți dai seama că poți să faci și cu totul alte lucruri pe alte planuri mari. De asemenea, îți dezvoltă imaginația, îți dezvoltă și te dezvoltă emoțional, pentru că altfel te exprimi în muzică. Nu știu, avem și noi că când avem momente, suntem triști sau suntem veseli, simți nevoia să ascultăm piesa respectivă. Tu, ca și interpret, poți să-ți adaptezi repertoriul în funcție de cum te simți și asta zic, îți dezvolți emoțional, te dezvolți imaginația. Atenția, iarăși memoria. Bineînțeles. Dacă trebuie să ții minte o piesă. Da. Ritmul, simțul ritmic dezvolți. Corect. Deci iată multiple beneficii chiar dacă vorbim despre un simplu curs de canto, pentru că aduce cu sine lecții de dicție, respirație, lecții de respirație, un pic de actorie, pentru că trebuie să știi și cum să te porți pe scenă atunci când te prezinți în fața unui public. Trebuie să ești un person în fața publicului, le spun tot timpul. Și îmi place că sunt cu elevi pe care văd felul lor, sunt emotivi, dar când intră pe scenă sau la curs, când le-ai pus microfonul și încep să cânte piesa care le place, deja intră în lumea piesei și se transpun. Și asta zic, intră în personaj și automat ieși din lumea cotidiană. Asta e frumos, că ieși din... Interpretezi un personaj. Exact, ieși din... Nu te mai gândești la la școală, la cine e cu școala, deci trebuie să se gândească la școală. La alea 50 de minute că suntem la oră, nu ne mai gândim la că avem teză, nu ne mai gândim că avem probleme la serviciu pentru adulți, nu ne mai gândim la alte probleme, ci pur și simplu ești acolo în lumea, în muzicii și crezi și trăiești numai piesele pe care le interpretezi și mesajele pe care vrei să le transmiți sau mesajele sau ceea ce simți tu. Am eleve, chiar recent am făcut o piesă cu o elevă și îmi spunea că piesa asta amintește de un moment din viața mea și în timp ce o cânta, plângea, adică îi curgeau lacrimi. Și pentru ea a fost și o eliberare. Asta facem și asta facem la cursul de canto, trăim și creăm și ne creăm emoții și creăm emoții celor din jur. Vin elevii cu, și mă refer aici în mod special la copii, pentru că ei sunt așa cu mari așteptări atunci când fac un curs, mai ales fetele, da? Dacă vorbim despre toate, cântă și dansează, da? Vin cu anumite așteptări și își doresc poate să fie toate, Celine Dion, Andra sau mai știu eu ce vedete apreciază. Nu sunt dezamăgite atunci când văd că nu pot ajunge la nivelul la care ele își doresc sau ei? Da, aici ține de fiecare
parte, dar dacă le știm să le explicăm de la început ce înseamnă, ce presupune a cânta corect, dacă știm să le spunem de la început, să le facem o evaluare corectă. Și le setăm așteptările corect. Exact, să facem o evaluare corectă și să le setez așteptările corect și atunci ușor, ușor își dau seama că deși îi spune muzică ușoară, nu este chiar ușoară și își dau și seama, opa, stai că nu e chiar cum credeam eu, cum văd la televizor, că te faci vedet așa peste noapte. Bineînțeles că le mai explic, băi, când auzi tu, nu mă refer la că a spus niște nume mari, Celine Dion și adică deja consacrate, mă refer și la modelele din ziua de azi pe partea muzicală de la noi și le demonstrez la niște live-uri, băi, ce auzi tu în un studio sau și la sunt diferite programe care mai modifică, te mai ajută, îți mai îmbunătățesc calitățile vocale. Deci, îi ajungi pe partea asta, înțeleg că nu e numai ești foarte talentat, gata, e dreptul meu să fiu acolo. Și după aia ușor, ușor se învață și dezamăgirea este pe moment, dar trece și o acceptă. Am înțeles. Trăim o perioadă dificilă, e vorba de pandemie, restricții, copiii nu au mai putut veni la cursuri în anumită perioadă de timp, poate că acum s-au mai reglementat lucrurile și s-au mai schimbat în sensul benefic. Cum ați rezistat în această perioadă cu restricții în pandemie? Păi am cum avut chiar o perioadă, cursurile? Cred că 2-3 luni, dacă nu mai mult, am făcut online. Bineînțeles că... Cursurile se fac individual. Asta, da, cursurile și la canto și la instrumente se fac individual. Bineînțeles că în online nu ai aceeași rezultate. Sunt probleme cu delay-ul de la internet, spică semnalul, nu se aude. Nu se aude la fel de plus bine. Fidelitatea exact. Vocii este cu totul alta. Da. Nu simți respirația. Bineînțeles, plus poziția nu este la fel de... în când nu este la fel de corectă. Ori stătea, chiar dacă stă în picioare sau stătea pe scaun. Dar am lucrat online, am avut niște surprize în sensul cu niște copilași care aveau niște probleme de auz melodic prin faptul că era online și nu era legătura foarte, foarte bună, fidelitatea nu este aceeași când ești față în față, se concentrau mult mai mult la vocalizele pe care le făceam, la cele cântam la pian și ei și automat parcă după perioada aceasta au venit cu un auz pe cuvântul mai bine dezvoltat, pentru că s-au concentrat mai mult, trebuia să treacă și prin problema asta a legăturii internetului. Tehnica. Exact. Iată că exista și beneficii. Exact, a trebuit să facă un efort în plus. Suplimentar. Exact, un efort în plus. Și chiar am avut persoane care lucrasem foarte mult repertor, adică piese multe că le învățau repede. Într-adevăr, nu lucram pe nuanțe, nu lucram pe interpretare, că ce să lucrez pe interpretare și pe nuanțe, că dacă ziceam pianul, nu mai auzeam deloc. Sau, ziceam foarte, se distorsionea sunetul. Dar chiar și așa s-a făcut treabă bună și în online. Sau măcar pentru cei care deja au calități vocale bine dezvoltate și aveau și o tehnică vocală bine însușită, am lucrat repertoriul și tot am fost câștigați. Nu s-a stat pe loc. Nu s-a stat pe loc. Există interes pentru astfel de cursuri? Vin copiii, se înscriu un număr mare la cursuri de canto? Da, chiar deși am început cursurile de la 1 octombrie, inclusiv acum, zilele trecute am avut interes, au fost sunați, deocamdată locurile sunt ocupate. Am fost și eu, ținând cont că era perioada asta și este perioada aceasta cu pandemia, am simțit reticență la unii părinți pentru faptul că ea trebuie să aduc copilul, să-l scot afară, să facă, intră în comunitate, intră în contact cu oameni, dar să știți că am avut și anul acesta foarte mulți înscriși. Am avut eu o singură elevă care țin minte că de asta vă zic de problema, reticența referitoare la pandemie. O mămică a spus că vrea să înghețe anul pentru că e teamă să o aducă. Perfect. După ce a început anul la 2 luni, după 2 luni m-au sunat, putem să revenim, că nu mai, că ne-a trecut și teama, copilul este 2. Deci este o cerere și asta mă bucură foarte tare. Sunt foarte multe înscrieri, copiii sunt talentați, pepinierea este bună. Pentru artă, în Constanța, pepinierea este foarte bună. Cât durează un astfel de curs? Păi, cursul, avem ciclul de 3 ani pentru cursul de diplomă și apoi mai avem, după diplomă, mai avem ciclul de 2 ani de, se numește, specializare. Sau dacă elevul are peste 18 ani în momentul
absolvirii, poate să se înscrie și să opteze pentru cursul de instructor canto, când vom lucra, vom simula ore când el va preda cursul, poate vom și avea un elev la oră și el va preda, vom simula o oră de curs de canto pentru a primi diploma de instructor și de canto. Asemenea, deci în cadrul Centrului Cultural Județean Teodor Buradă, se fac și cursuri pentru instructori de canto. Și avem elevi care chiar a fost elev, acum a plecat din țară, a fost colegă cu mine, dar sunt elevi care termină cursul de instructor și predau la diferite grădinițe sau la diferite școli private. Există deci aplicabilitate pentru astfel de cursuri. Bineînțeles. Și cât costă un curs de canto pentru copii? Cursul este de 800 de lei pe an, împărțit în două rate, semestru 1, semestru 2, către 400 de lei pe semestru. Înțeles. Ce secții cuprinde Catedra de Canto și Instrumente? Specializări. Da, specializări. La Catedra de Canto este canto-muzică ușoară, canto-muzică populară și canto-muzică clasică. Iar la instrumente avem pian, chitară, vioară, chitară clasică, chitară electrică, avem și instrumente de suflat. S-a intenționat și un curs de nai. Doar un profesor de nai este și la noi în ansamblu, la Brâulețu, și este și profesor de muzică populară, dar nu prea au fost înscriși la nai și așa că nu s-a mai înfățat cursul. Dar avem acordeon, orgă și țambal, la fel, să avem profesor pentru țambal dacă erau doritori și dacă sunt doritori. Deci avem o paletă foarte, foarte, foarte largă de instrumente. Ați avut elevi care în urma acestui curs de canto s-au evidențiat și au urmat o carieră în acest domeniu? Spuneți-ne câteva nume, că sigur există. Bineînțeles, avem foști elevi, finaliști X-Factor, finaliști Next Star. Este Daria Comănescu, cum vine acum în minte, o fostă elevă a doamnei Rodica Iftime, care are piese multe și impresionează prin Turcia și prin multe țări din Europa. Nu mai vin, dar sunt copii care deja, cum să zic eu, copii, foști elevi care sunt și consacrați în industria muzicală, dar de asemenea sunt foarte mulți care au diferite trupe locale sau formații și cântă la evenimente. Și își completează câștigurile. Ce proiecte viitoare aveți în plan la Centrul Cultural Județean Teodor Buradă, secția de cântări? Păi spre bucuria noastră, acum ni s-a dat drumul la spectacole. Noi avem cu colaborare cu Muzeul de Artă și organizăm cam o dată sau de două pe lună câte un spectacol la Ați muzeu. Am avut un recital, mai avem pe data, în februarie avem două, pe 12 și pe 26 februarie, în martie încă două, pe 12 și 26 martie. Am avut în iarnă, mai avem la sediul nostru din Brătianul 68, organizăm recitalul și sunt recitaluri vocale instrumentale. Și canto, acum am avut și chitară, și pian am avut. Deci organizăm pentru ca să scoatem elevii în față, să-i obișnuim cu scena și să vadă ce înseamnă a cânta în public. Și astea sunt momentan proiectele pe care le avem programate deja. Cu siguranță, de obicei, dacă rămânem și tot așa, rămâne deschisă posibilitatea de a organiza spectacole, noi aveam vara, aveam diferite spectacole la diferite evenimente cu instituții publice sau private. Am înțeles. Ce trebuie să știe un părinte care vrea să-și ducă copilul la cursuri de canto? Când încep înscrierile? Cât costă, am aflat? Și cum trebuie să-și pregătească copilul ca să aibă răbdare să urmeze cursurile timp de 3 ani de zile? Pentru că nu e puțin, trebuie să-ți dorești destul. Da, dar știți ce e pe de 3? Revin imediat și vă dau răspuns și imediat. Acum mi s-a reînscris o fostă elevă care a terminat cei 3 ani de canto, a mai făcut și cei 2 ani de specializare, apoi
s-a încheiat ciclul de 5 ani și a continuat viața pe un an dur și acum m-a sunat și a revenit pur și simplu pentru că era dor și zici, nu mai cântase de mult. Părinții trebuie să știe că înscrierile se fac începând cu data de 1 septembrie. La sfârșitul lunii septembrie avem testarea, simți ritmic, auzi melodic. Cursul începe la 1 octombrie și mergem cam pe calendarul universitar, anul universitar mergem. Tot, avem două semestre, taxa este de 800, cum am spus, în primul semestru 400, al doilea semestru 400. Iar părinții ce trebuie să ia în considerare că atunci când să știe că va fi și gălăgie în casă atunci când voi repeta. Trebuie să știe asta. Că mi s-a mai întâmplat, vine tata obosit sau vine mama obosită și mi-a spus să dau mai încet. Nu, să lase să cânte, să se dezvolte bucure. Dezvolte talentul. Bineînțeles că dacă nu se bucură acum de talentul lor și cum ar trebui, n-au nici cum să-l dezvolte cum și-ar dori și cum ne dorim cu toții și cum și-ar dori inclusiv părinții. Că efortul financiar care nu consider că este mare la 800 de lei pe taxa. Deci asta ar fi singura problemă la părinților, să înțeleagă o să fie și gălăgie. Dar nu o să fie gălăgie, o să fie... O gălăgie plăcută. Exact. Asta o să fie. Și au show-uri live părinții acasă. Gratuit. Da, show live și gratuit și mai spuneau toți alți copii că mai repetau la... Și ziceau mămicile, m-am întâlnit cu vecina de desubt și mi-am cerut scuze, știți că dacă se aude prea tare de la... Lăsați, doamnă, dați-i mai tare, că ce ne place. Asta trebuie să știe părinții și să aibă timp să-i aducă, dacă este cazul pentru cei mai micuți, să-i aducă și să ia de la curs. Nu fac niciun efort. Unde se țin cursurile? Păi, noi avem mai multe sedii. Cantul și instrumente avem pe Mircea, 104B, cred că. Avem pe Brătianu două sedii. Sediu din Ice Brătianu numărul 46 și sediu Ice Brătianu numărul 68 și la sediul de pe Dumbrava Roșie numărul 15. Avem mai multe sedii pentru că, v-am zis, sunt cursanți, sunt și profesori buni și fiind gălăgie trebuie să ne împărțim ca să nu facem atunci, toți lucrurile. Atunci, dragi părinți, la mai multă gălăgie plăcută prin casă. Bineînțeles, că decât să laudă că plânge că nu iese la matematică, mai bine laudă cum cântă o piesă care îi place. Și eu fac, și părinții poate să facă asta dacă vor, au o piesă preferată și îl roagă pe copil să învețe la canto, o face la canto și cântă copilul acasă, nu mai caută piesa pe YouTube sau pe la televizor și când are tata, mama, vreunul dintre ei chef să asculte o piesă preferată, vorbește copilul. Dă-i drumul la muzică și toată lumea e win-win. Win-win, am înțeles. Mulțumesc pentru informațiile prețioase, mulțumesc pentru prezență, vă așteptăm și cu altă ocazie. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, o seară frumoasă să aveți, la revedere!